În temeiul prevederilor articolului 77 aliniat 1 și ale articolului 100 aliniat 1 din Constituția României Republicată, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României, semnează decretul privind promulgarea legii învățământului preuniversitar. Semnează decretul privind promulgarea legii învățământului superior. Domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Curții Constituționale, doamnă ministru al Educației, stimați membri ai Guvernului, doamnelor și domnilor parlamentari, dragi membri ai comunității școlare și universitare, doamnelor și domnilor, mă bucur să marcăm astăzi împreună un moment cu un impact major pentru dezvoltarea societății noastre în viitor. România Educată, proiectul meu de suflet și o prioritate a mandatelor mele, devine acum realitate prin intrarea în vigoare a noilor legi ale educației, care reglementează învățământul preuniversitar și pe cel superior. Proiectul România Educată este, iată, un angajament îndeplinit. Am reușit la nivelul administrației prezidențiale să aducem la oaltă sute de experți educaționali, reprezentanți ai autorităților, elevi, studenți, cadre didactice, antreprenori și parteneri internaționali și să elaborăm soluții coerente pentru îmbunătățirea învățământului românesc. Mai mult, am reușit ca, în pofida crizelor extrem de complicate din ultimii ani, să continuăm promovarea proiectului și să obținem în final susținerea politică necesară adoptării noii legislații. Obiectivul ambițios de a realiza o formă cuprinzătoare a sistemului nostru de învățământ a însemnat un proces extrem de complex, laborios și de o anvergură fără precedent. De astăzi însă, educația bazată pe valori ajunge așadar în centrul interesului public. Cetățenii cu principii corect conturate încă din școală, cu competențe solide, cu spirit analitic, reprezintă coloana vertebrală a unei societăți prospere și evoluate. Avansul rapid al tehnologiei și o piață a muncii în continuă schimbare presupun adaptabilitate, creativitate și gândire critică. Legile pe care le-am promulgat astăzi pun bazele unei Românii care este conectată la evoluțiile secolului al XXI-lea și care beneficiază din plin de oportunitățile viitorului. Poate cel mai important aspect, cele două legi ale educației au fost elaborate în urma unui exercițiu puternic orientat spre construirea de consens. Fără discuții așezate, bazate pe argumente, rezultatul ar fi
previzibil. Cu prima ocazie s-ar aduce amendamente, s-ar da prorogări și astfel măsurile din legi nu ar mai fi puse în practică. Ne-am propus să evităm această capcană în privința României educate, pentru că această reformă nu este o simplă opțiune, ci un pas obligatoriu dacă vrem să construim o națiune prosperă și puternică. Doamnelor și domnilor, ce prevăd concret noile legi ale educației și de ce sunt ele așa importante? În primul rând, își propun să rezolve carențele actualului sistem de învățământ, încurajând creșterea calității actului educațional, acordarea de sprijin și respect cadrelor didactice, sunt promovate investiții cu prioritizarea zonelor defavorizate, se pune accent pe siguranța elevilor. Legea învățământului preuniversitar include o serie de programe dedicate combaterii violenței școlare, asigurării accesului la hrană pentru elevii din medii dezavantajate, reducerii abandonului școlar și promovării sportului. Pachetul legislativ va transforma experiența elevilor care vor avea trasee educaționale personalizate nevoilor proprii și vor fi susținuți să învețe în cel mai potrivit mod pentru ei, limitând astfel fenomenul analfabetismului funcțional. În ceea ce privește pe profesori, mai multe prevederi ale legii se adresează construirii unui nou model pentru cariera didactică, aceasta devenind o opțiune reală pentru tinerii absolvenți. Performanțele și dedicarea profesorilor vor fi recunoscute prin reducerea ale normei în cazuri bine fundamentate și prime acordate în momentul pensionării. Cadrele didactice care aleg să predea în comunitățile dezavantajate vor beneficia de prime de instalare, dar și de sprijin după începerea activității la clasă. Toți profesorii, indiferent de nivel, vor avea acces la formarea continuă. Există multe locuri în țară unde este greu să atragem personal didactic suficient. De aceea, pentru acele zone unde avem nevoie de cadre didactice pregătite să predea mai multe discipline, se introduce licența didactică cu dublă specializare. A fost o vreme când formula aceasta a funcționat foarte bine în sistemul educațional românesc și legile reiau tradiția care s-a dovedit a fi valoroasă. Am evidențiat doar câteva măsuri, dar lista schimbărilor din învățământul preuniversitar este una lungă. De la noua admitere la liceu, la modificările aduse bacalaureatului și la diversitatea de programe de sprijin și de consiliere, aceste transformări ne oferă șansa de a schimba în bine școala românească. Și învățământul universitar va beneficia de mai multe reforme cheie. Cele mai importante vizează reducerea abandonului universitar, dar și alinierea educației universitare la standarde internaționale. În mod crucial, se extinde educația duală la învățământul superior și se pun bazele unor consorții integrate pentru învățământ profesional în regim dual. Este o schimbare deosebit de importantă în condițiile în care progresul tehnologic va duce la creșterea cererii de absolvenți înalt calificați pe piața muncii. Tot pentru a pregăti absolvenții pentru o piață competitivă a muncii, a fost introdus un program de sprijin pentru științele exacte, care le va permite studenților să acceseze resurse educaționale de peste graniță. Legea învățământului superior răspunde și nevoii de a garanta că diplomele românești sunt obținute în urma unui parcurs academic corect. Normele de etică și deontologie universitară sunt mai clar stabilite și bine diferențiate de abaterile disciplinare. Vom avea un sistem clar de sancțiuni aplicabile tuturor părților implicate în procesul educațional.
Doamnelor și domnilor, în încheiere, mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea proiectului România Educată. Sunt ferm convins că prin noile legi pe care le-am promulgat astăzi, avem un cadru solid pe care putem construi un sistem de învățământ pregătit pentru încercările vremii. Drumul care ni se așterne în față nu este însă lipsit de provocări. Legile în sine nu vor rezolva problemele acute ale sistemului educațional dacă nu vor fi puse în aplicare. De aceea, contez pe implicarea și hotărârea dumneavoastră, în special a factorilor de decizie prezenți astăzi aici, pentru a transforma România educată din ideal în realitate. Este responsabilitatea noastră să încurajăm tinerii să-și atingă potențialul și să oferim viitoarelor generații instrumentele de care au nevoie pentru a naviga cu succes într-o lume în perpetuă schimbare. Rămâne convingerea mea profundă că doar printr-o educație de calitate putem construi o societate care se bazează pe cunoaștere, inovație și progres. Vă mulțumesc!